Începutul verii reprezintă prima etapă de relaxare a restricțiilor impuse de pandemie. Masca la plajă nu va mai fi obligatorie de la 1 iunie, însă cu anumite condiții. Vom renunța la masca de protecție pe plajă dacă șezlongurile vor avea o distanță de 2 metri între ele. Românii vaccinați vor avea însă mai multe avantaje în această vară. Restaurantele și hotelurile vor funcționa la capacitate maximă doar cu cei imunizați, iar aceștia vor putea fi identificați ușor, spune premierul. Că se poate verifica dacă o persoană este vaccinată în aplicație pe care avem cu un simplu CNP. Deci se poate verifica foarte ușor. Pentru a putea funcționa în condiții aproape normale, angajații restaurantelor și hotelurilor vor fi nevoiți să se vaccineze. Avem și un semn, o campanie locație sigură, noi ne-am vaccinat. Un semn care va fi pus în acele locații unde personalul este deja vaccinat. Premierul se gândește și la modificarea programului de funcționare pentru restaurante și magazine. Această posibilitate se va analiza în Comitetul pentru Revenirea la Normalitate.